Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Acum cu soarele în constelația Vărsătorului este un moment excelent pentru menținerea relațiilor de prietenie. În această săptămână comunică mai mult, evită restricțiile, citește și memorează tot ce înveți. Nu începe nimic nou. Vibrațiile lunii în scădere vor împiedica realizarea planurilor tale. Această săptămână este oportună pentru a completa acte, a rezuma și a pregăti tot felul de rapoarte. Poți începe un ciclu de scădere în greutate, să scapi de obiceiurile proaste, să spui la revedere unei relații plictisitoare. În această săptămână, chiar cele mai obișnuite lucruri vor provoca multe dificultăți. Motivul pentru aceasta va fi un fond emoțional foarte intens și o agresiune incomprehensibilă, care te poate urmări în toate acțiunile și cuvintele celorlalți. Această perioadă negativă poate trece favorabil pentru tine dacă înveți să menții un control strict asupra ta și să refuzi să reacționezi violent la comentarii critice la adresa ta. În ultima zi a săptămânii este bine să faci proceduri de îngrijire a părului și proceduri pentru curățarea pielei feței și a întregului corp. Sâmbătă și duminica există un mare risc de răceală, deci încearcă să eviți locurile publice. Este mai bine să stai acasă și să-ți dedici timpul celor dragi. Dar hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec ai puțină energie, starea ta emoțională și mentală poate să nu fie la cel mai înalt nivel. Prin urmare, nu planifica lucruri importante, doar lucrul obișnuit care nu necesită eforturi serioase. Mai bine, ia o vacanță pentru acest moment sau chiar schimbă reședința pentru câteva zile. Vei putea clarifica multe probleme controversate. În sfârșit, poți decide ce fel de viitor ar trebui să aibă cariera ta. În momentul de față poți lua decizia de a schimba complet rolul profesional și de a demisiona din poziția actuală. Mulți nu vor înțelege acest act îndrăzneț, dar nu vei explica motivele tale adevărate celor din jurul tău. Poți începe să cauți un nou post vacant și, în paralel, vei începe să restaurezi ordinea în sfera atașamentelor de dragoste. Desigur, nu este în mod clar cea mai favorabilă săptămână pentru tine, mai ales dacă ești serios angajat în relații personale și dorești să remediezi ceva în bine. Nu te grăbi să iei inițiativa. Mai bine ia o pauză să vezi ce se întâmplă. Joi poate fi ziua cea mai reușită pentru tine. Pot exista evoluții pozitive în toate domeniile vieții. Obstacole vor fi. Principalul lucru este să crezi în tine și să nu te descurajezi. Nu te certa cu nimeni în această săptămână. Este mai bine să intre în umbră, astfel vei evita excesele neplăcute, dificultățile monetare și alte probleme. Până la 1 februarie, nu lua nicio decizie semnificativă, așa cum te sfătuiesc planete prietenoase din sectorul 1 al astrogramei tale. Acum această tactică este cea mai productivă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur, acordă atenție problemelor financiare este posibil să trebuiască să revizuiești bugetul familiei și să reduci în mod semnificativ cheltuielile pentru divertisment și plăcere. Norii se pot îngroșa puțin la locul de muncă. Încearcă să nu întârzii, nu evita îndatoririle obișnuite. Astrele te vor înzestra cu o rezervă uluitoare de răbdare și, datorită acestui fapt, vei putea să obții un anumit rezultat. Marți nu discuta cu nimeni la serviciu, merge în umbră. Miercuri poți primi vestea pe care ai așteptat-o atât de mult și te vei bucura de viață. În același timp vei încerca să începi un nou roman, iar pasiunea ta va fi o persoană dintr-un alt cerc social. Cu mare dificultate vei depăși diferența dintre mentalitățile voastre. Cu toate acestea, pasiunea nu are bariere și, prin urmare, romanul tău va avea dreptul de a exista. După 29 ianuarie, tensiunea de lucru va începe să scadă. Situația în domeniul relațiilor personale se stabilizează, dar trebuie să fii tacticoasă și să demonstrezi abilitățile diplomatice. Dacă te gândeai să te odihnești în repaus, poți să uiți de el. Acum este momentul pentru acțiune, inclusiv pentru întâlniri cu sexul opus, ceremonii de nuntă și o creștere planificată a familiei. La sfârșitul lunii ianuarie nu este cel mai bun moment pentru a avea încredere în promisiunile șefilor și partenerilor de afaceri. Astrele situate în sectorul 3 al astrogramei tale susțin că este mai bine să faci totul pe cont propriu. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemen, e timpul să faci bani buni! dar noile oferte tentante pe care le poți primi în această perioadă este mai bine să le refuzi. În plus, norocul monetar este așteptat în tot ce ce este bine studiat. Dacă ceva nu merge bine, nu renunța. Toate eforturile tale vor fi plătite. De-a lungul săptămânii, cuvintele tale pot fi diferite de fapte, poți promite prea mult nu numai ție, ci și celorlalți. Luni încearcă să păstrezi liniște, să îți ții gura ferecată cu șapte lacăte, chiar dacă ești convocată la o conversație sinceră. În ultimele zile ale lunii ianuarie vei fi literalmente predispuse să argumentezi cu cei dragi. Dacă nu dorești să aduci disonanțe serioase în relațiile pe termen lung, îndepărtează-te urgent de propriile tale emoții negative. În această săptămână pot fi o mulțime de evenimente obositoare. Din nou va trebui să îți aperi autoritatea profesională și să lucrezi semnificativ mai mult decât înainte. O altă problemă pentru tine poate fi litigiul. Persoana care apare în viața ta poate să declare că are dreptul la o parte din proprietatea ta. Nu o vei putea convinge că nu are dreptate cu simple argumente. Aceasta poate începe un proces lung cu participarea avocaților experimentați. Săptămâna se va termina bine, vei fi în perfectă armonie cu tine și nu te vei mai gândi la nimic rău, după cum spun stelele care te susțin în sectorul 12 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC! De la începutul săptămânii vei putea respira cu ușurare. Totul va fi relativ calm, atât acasă, cât și la locul de muncă. Este mai bine să amâni problemele legate de bani. Nu este nevoie să te grăbești. Timpul liber ar trebui să-l dedici partenerului tău de suflet ca o pereche de adolescenți îndrăgostiți, vă puteți plimba prin piețele acoperite de zăpadă, puteți face schimb de SMS-uri lirice și suveniruri simbolice drăguțe. Toată săptămână, viața de familie ar trebui să fie pe primul plan, să te bucuri de tot ceea ce faci. Ai grijă cu redecorarea apartamentului, va fi surprinzător de ușor și rezultatul va fi uimitor. Luni poți primi în mod neașteptat o ofertă nouă care îți va afecta viitorul. Dacă ai pe cineva la care să cere ajutor, nu întârzia. Acum vei avea succes. Nu te grăbi la concluzii vineri. Încearcă să vorbești sincer cu cei dragi. Tu deja știi clar cum vrei să-ți petreci weekendul trebuie să obții cât mai multe impresii noi. Și poți să o faci. Astrele situate în casa a cincea astrogramei tale te sfătuiesc să iei vacanță și vei reuși. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu Rutina obișnuită a vieții poate fi încălcată cu circumstanțele neprevăzute legate de rudele îndepărtate. În plus, o atenție deosebită va fi necesară atunci când utilizezi aparate electrice. Alții ar putea suferi de pe urma acțiunilor tale exagerate. În această săptămână vei fi în stare să demonstrezi tuturor esența ta bestială. Oamenii din jur pot fi uimiți de cât de multă presiune vei pune pentru locul tău la soare. Poate că trebuie să îți protejezi poziția la locul de muncă și pe frontul iubirii. Multă muncă va fi necesară pentru a te întoarce la viața ta calmă. Ca rezultat, toți rivalii, concurenții de afaceri și colegii morali vor fi complet eliminați de tine și vei reveni la ritmul obișnuit al vieții, călcând tiptil pe cadavre. Luni nu-ți dărui o dispoziție proastă, starea ta emoțională poate fi foarte instabilă, ceea ce provoacă senzații excesive. Preferă o viziune pozitivă asupra lumii, acesta este modul în care poți îmbunătăți situația și poți primi bonusuri plăcute din viață. Potrivit astrelor, miercuri te vei mulțumi cu o întâlnire romantică, câteva întrebări vor deveni clare și poți primi o ofertă foarte tentantă. Răspunde repede, nu ezita! Astre prietenoase din sectorul 3 al astrogramei tale te îmbie să te gândești la cumpărături. La sfârșit de săptămână vei fi susținută de astre cu chilipiruri de marcă și de lungă durată. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Făcioara riști să fii capturată de experiențe senzuale și de dragoste. Păstrează-ți cumpătul și încearcă să nu-ți pierzi capul. Motivul cel mai probabil se află în viața personală, unde începe să se dezvolte o pauză lungă. Toată săptămâna poți fi predispusă la întâlniri foarte diverse. Ești invitată la o cafenea, cinema, la expoziție, încep chiar să fii foarte mulțumită de timpul petrecut în compania plăcută. Ar trebui totuși să dedici această săptămână pentru a avea grijă de tine însăți și de sănătatea ta zruncinată. Tu poți decide că este timpul să îți revizuiești complet dieta și să excluzi din ea toate alimentele care nu sunt sănătoase. Următorul pas va fi să cumperi un abonament la piscină, la sala de sport sau la yoga. Aceste ore petrecute acolo vor spori în mod semnificativ încrederea în sine că nu vor rămâne neobservate de sexul opus. Există o mare șansă ca unul dintre ei să îți ofere să vă cunoașteți mai bine. La lucru progresezi bine, poți primi un prestigiu meritat și poți fi mândră de tine însăți. La sfârșitul săptămânii, rudele apropiate pot să îți înainteze unele plângeri, dar poți rezolva cu ușurință această situație în favoarea ta, după cum te susțin astrele adunate în sectorul 5 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța! energie suficientă, starea de spirit minunată și bună stare fizică. Totuși să fii puțin mai atentă în cuvinte, gânduri și fapte. Și pentru a nu supraestima puterea și capacitățile tale, gândește-te înainte și planifică în mod clar totul. Fă-ți timp pentru vechii prieteni. Astrele spun că vei petrece această săptămână în muncă grea. Șefii îți vor încredința execuția promptă a celui mai complex proiect sau sarcină, iar această sarcină te va forța să abandonezi restul. Se poate să ajungi mai târziu acasă și foarte rar să comunici cu familia apropiată. Familia ta va putea să înțeleagă motivele acestui comportament. Vei fi înconjurată de o atenție tacită din partea celor dragi, ceea ce va contribui la succesul muncii tale. Totuși, orice lucru enervant poate duce la greșeli. Nu te risipi. Mai bine dai o parte din lucrarea altcuiva miercuri și joi. Luni, nu neglija comunicarea cu cei dragi și cu copiii. Poți pierde controlul asupra situației. Vineri poți merge cu un prieten în orice loc unde te vor aștepta probabil alte întâlniri și cunoștințe. Dacă ți-a epuizat potențialul emoțional în relațiile existente, nu trebuie să regreți. Îmbunătățește-ți stima de sine prin ieșiri mai frecvente cu prietenii. La sfârșit de săptămână, stelele situate în sectorul 5 al astrogramei tale spun că vei fi ocupată cu treburile casnice. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran astrele sunt optimiste. Scorpion mai presus de toate, sterele te vor fi împrumutat cu bani și dragoste. Și într-un și în celălalt caz, poți fi incredibil de norocoasă. Pentru a face acest lucru, trebuie îndeplinite doar două condiții. Să intre în modul de austeritate și să permiți oamenilor din jur să devină ei înșiși. Nu critica pe nimeni și nu judeca cu strictețe. Această săptămână va trece fără probleme, deși nu foarte productiv. Toată săptămâna poți fi foarte vulnerabilă din punct de vedere al sănătății, deci trebuie să încerci să reduci orice activitate fizică. Astrele insistă, renunță la plimbări lungi, nu merge la sala de gimnastică, nu îți vor aduce niciun bine acum. Marți poți începe să te gândești la vacanța viitoare. Aceasta este cea mai bună zi pentru a achiziționa bilete și a alege traseul. Se poate să decizi că vacanța ar trebui să fie petrecută singură. Partea romantică a vieții te face plăcută, dar nu poți lua o decizie finală. Ceva în relația ta poate deveni alarmant deja marți va trebui să experimentezi indignarea celor dragi. Cu toate acestea, curând situația tensionată va fi epuizată. La sfârșitul săptămânii vei fi plină de putere, determinare și eficiență. Fii atentă într-un cerc de colegi. Printre aceștia există o gură care de pe 1 februarie va încerca să îți strice reputația. Probabil că nu îți va face rău, dar nervii tăi vor fi testați serios. La sfârșit de săptămână, astrele situate în casa a șaptea astrogramei tale spun că vei colinda prin locuri neobișnuite. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, ascultă-ți corpul! La primul semn al unei boli sau a oricăror alte simptome, ia măsuri imediate. Distribuie o parte din treburile casnice celor apropiați, nu fezeloase în munca ta. Există riscul de muncă excesivă care îți va afecta negativ sănătatea. În această săptămână vei arăta cele mai bune calități ale tale. La locul de muncă, poți ajuta altruist pe oricine, se va întoarce la tine cu cereri de ajutor. Pe lângă îndatoririle altor persoane, sarcinile și afacerile tale personale vor fi rezolvate perfect. Seara, întorcându-te acasă, vei juca rolul unui om de familie exemplar. Îți place că toată lumea în jurul tău este foarte mulțumită. Este adevărat că această fiolă de bunăstare îți va folosi în curând. Joi poți fi hotărâtă să mergi la o întâlnire, iar aceasta o poți organiza tu însăți. Înțelege că se va întâmpla ceva important acum și se va întâmpla. La locul de muncă poate exista chiar o promovare, despre care ți-ai propus de câteva luni. Din 1 februarie, lucrurile se vor desfășura fără probleme și te vei putea concentra asupra serviciului. Nu acorda atenție opiniei altor persoane. Știi ce să faci. Nu lăsa afacerea nefinalizată pentru luna februarie. Vei întârzia. În viața de familie nu ești cel mai bun protagonist, dar ești de vină pentru asta. Fă ceva mai mult pentru cei dragi și dezacordurile se vor opri singure. Nu te întoarce la comportamentul tău egoist, așa cum avertizează astrele situate în sectorul 3 al astrogramei tale. Cheltuie moderat. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn Poți începe orice afacere serioasă, un nou loc de muncă, dar numai de vreme de 1 februarie. Până în acest moment, abține-te de la o activitate viguroasă, restricționează contactele dacă este posibil și încearcă să nu intri în conflict cu nimeni. Ar fi bine să cobori mai mult ștacheta pentru cerințele tale, Luni, te poți aștepta la noi cunoștințe. Dar ai grijă, ele pot genera cheltuieli serioase. Cântărește situația tremurător și decide ce să faci. Începutul săptămânii poate aduce o relație bună cu partenerii străini. Acest lucru îți va oferi ocazia de a-ți consolida situația financiară. Toate proiectele legate de călătorii pot avea succes. Miercuri poți decide să scrii unui prieten foarte vechi cu care ți se pare că poți restabili relația. Vineri nu este o zi bună pentru cumpărături, deși într-adevăr poți dori să te răsfeți cu ceva. Pe astrograma ta, stelele situate în sectorul 11 fac semne disperate ca în weekend să nu grăbești lucrurile și să încerci să te relaxezi mai mult decât să lucrezi. Dacă este posibil, ia o vacanță mică și schimbă-ți starea. Duminica va fi cea mai plăcută zi a săptămânii pentru tine. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător! Dacă vei sta departe de problemele de serviciu și vei păstra tăcerea în probleme personale, poate că va funcționa. Oricare ar fi circumstanțele, îți vei apăra ferm poziția și nu îți vei neglija propriile interese. În această săptămână vei putea să finalizezi activitățile inițiate anterior. Poate că vei reuși să muți fotoliul cu 5 cm mai aproape de televizor. După ce ai scăpat de această încărcătură dificilă, poți decide că este timpul să restabilești ordinea pe frontul personal. Vei sfârși relația ta lentă și imediat după aceea te vei simți din nou ca un vânător pentru inimile libere. Totuși, astrele susțin că vei fi pur și simplu surprinzător de lentă și poți amâna totul. Poate că te-ai aruncat într-o relație personală, ai un roman care a început recent și ți-ai cheltuit toată energia numai pe asta. Între timp, pe astrograma ta există unele schimbări la locul de muncă, reducerile sunt probabile și dacă nu arăți ce mai bun în tine, te vor atinge. Joi, din anumite motive, poți fi nervoasă, dar aceasta este o tulburare domestică pentru tine. Astrele susțin că ar trebui să petreci câteva zile într-un salon de înfrumusețare. Acesta este cel mai bun mod de a scutura colbul de pe obraj și de a te simți ca o femeie fericită, la care toată lumea îi acordă atenție. Dacă nu-ți permiți să vizitezi medicul dentist, vei zâmbi și mai puțin sau nu va mai fi zâmbetul tău. La începutul lunii februarie, ai grijă de cheltuieli, nu cumpăra bunuri la reducere. Astrele nu te susțin, Zilele favorabile sunt afișate pe ecran, astrele sunt optimiste. Pești, prin cârlig sau prin arme îndepărtează-te de conflicte și dispute, indiferent de ce ar putea fi. Probabil că va trebui să te confrunți cu nemulțumirea colegilor și să asculți o serie de plângeri grave din partea conducerei Nu are niciun sens să te justifici sau să obiectezi În curând totul va fi clarificat și dreptatea va prevala Poți literalmente pierde în cele din urmă credința în tine însă și în atractivitatea ta Observând că au apărut câteva kilograme împluns pe corpul tău, poți cădea într-o panică puternică în plus, încercând să recâștigi o stare normală, vei începe să absorbi tot ce vezi. Rezultatul poate fi trist, să spui la revedere visului de armonie. În același timp, poți experimenta nemulțumirea față de succesul tău la locul de muncă și poți începe să te consideri un outsider cronic. Este mai bine să îți dedici timpul liber pentru a învăța, a citi, pentru a te surprinde pe tine însăți. Nu pierde banii în zadar, pot fi necesari pentru lucruri mai importante, de exemplu, pe o călătorie spontană, reparații neplanificate sau o vizită la medic. Încă o dată, preocupările tale anterioare vor fi resimțite. Este posibil să treci printr-o situație care îți va afecta viziunea asupra lumii. Nu împărtăși nimănui cel mai intim gând. Și nu uita că dunga neagră din viață este cu siguranță înlocuită de una albă. Deja după 3 februarie totul se va îmbunătăți treptat, după cum susține corul astrelor din sectorul 11 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!